Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu prof online. Bună seara, bună seara, dragilor, și iată că din nou încercăm să pornim lecții. Alesia a alergat de la școală, ai alergat de la școală să ajungi cât mai repede ca să putem face și lecția. Exact așa s-a întâmplat, nu? Ai alergat și cu toate că vii după programă, starea ta de bine de aseară încă nu s-a stins. Așa că începem ca și aseară. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne de fiecare dată când o spunem așa și o spunem cu convingere, din adâncul sufletul, Harul Dumnezeu coboară și noi o să facem o lecție frumoasă ca și altă dată. Așadar, intrăm repede în discuție. Aseară, știi, nu ne-am planificat noi să facem concret o chestiune, am vrut să verificăm tema. Să verificăm tema și mă gândesc că ce ar fi să încercăm același lucru, să vedem ce mai aveai, parcă mai aveai tu ceva de făcut, nu știu ce temă mai n-am putut-o noi duce, adică n-am putut-o verifica. Era vorba cu nu știu ce trei numere, aveai tu o problemă propusă. A plus B plus C. Da, Da? aia n-am verificat-o. Da, aia, da. Așa, aceea, problema aceea care. Dar că asta e scris în caiet, dar nu va mai fi. Dacă nici eu nu mi-o amintesc, rămâne să A discutăm acum. uitat. Mi-a dat-o dumneavoastră, chiar data trecută. Și A este 150. B este 275 și C este 50. Deci, Acum o scriu fără să știu ce. să le spunem prietenilor noștri că noi am avut o problemă la un moment dat propusă De un băiat din de un comentarii. băiat, de un coleg de-al tău, care spunea grav, urgent, urgent, trebuie să fie, să mă ajutați la problema asta. Era vorba de trei numere, A, B și C, parcă în problema lui. Așa, și E normal. suma lor Acum 3, nu. Da, deci A plus B plus C era 268. ia să o scrim. Deci A plus B plus C, să o scrim acolo. Scrii tu problema asta ca de la ea să începem discuția. Deci A plus B plus C era egal cu 268. Așa. Cum se vede cu markerul ăsta? Foarte bine, foarte, foarte bine. Este excepțional. Foarte bine. Mai era parcă spus așa că B e mai mare. Era că B este egal cu 193 minus A. Așa, că B era Nu, mai mare decât. plus A. B era mai mare decât A cu 193. Așa era, da. B era mai mare decât A. Și atunci lui A i-am pus 193 ca să ajungem până la B. Foarte bine. Și că C parcă era. Ce era A împărțit la 2. A împărțit la 2. Corect. Gata, ne-am amintit problema. Deci, prietenul nostru ne ruga să încercăm să rezolvăm problema asta. În care problemă? Vorbește tu, era vorba de faptul că. În această problemă era vorba de trei numere care împreună adunate dădeau 268. Da. Și ne mai spunea că B este egal cu 193 plus A și că C este A împărțit la 2 și de aici am rezolvat. Bun. Formularea e așa că B e mai mare decât A. B e mai mare decât A cu 193. Și faptul că e B mai mare decât A, atunci lua îl mai mic, celui mai mic, i-am adunat 193 ca să devină cât B. Și că C era jumătatea lui A. După cum facem o analiză, după cum observăm, B-ul și C-ul se compară cu A. Da?
Beu și ceu sunt comparate cu a. Și dacă îți mai ții minte, ideea ta a fost ca în locul de B de sus, beu acela în sumă, arată pe beu din sumă. Beu din sumă, din suma celor trei numere. Există un B la mijloc acolo, beu. În loc de beu acela să punem egalul său. Care este egalul său? Din a doua relație. 193 plus A. Așa. Da. Și în loc de C, că unde e C-ul din sumă? În loc de C-ul din sumă, în loc de C, am scris A împărțit la 2. Ia să facem așa, să ne amintim că așa a fost propunerea ta. Ți amintești da. Când am început lecția așa. Deci, pe al, din sumă pe al copii plus... Așa, și plus A împărțit la 2, egal cu 268. Foarte, foarte clar. Deci așa a fost ideea ta, așa mi-amintesc eu. Da, că da, te-ai uitat și ai văzut pe B că îl știi, pe C că îl știi și ai înlocuit în sumă. Și de aici poți să rezolvi? O secundă, dar uite că ai uitat un A, că... Era A-ul din sumă, da, așa, plus un A și plus încă un A împărțit la 2. A împărțit la 2. Așa. Egal cu 262. Deci explică încă o dată, colegilor, că prietenii noștri să vadă exact. Deci da. Spune, m-am uitat la sumă și primul deci, A l-am lăsat. M-am uitat la sumă. Primul număr l-am lăsat așa. Apoi, am, în, loc să, în loc de B, am scris 193 plus A. Ca, egalul său, corect. Da, egalul său. Apoi, în loc de C, am scris A împărțit la 2, care dă C. Bun, perfect. Bun. Și de aici, dacă mi-amintesc cum am făcut... Acum, A-ul ăla și A... ați spus că această operație devine... Ați spus că devine 2A... Corect, corect, ce, corect. Cei doi de aici. Da, da, perfect, perfect. 2A... 2A împărțit la plus. A împărțit... Plus... Da, 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 foarte bine. A împărțit la 2... Da. Egal... 268. Egal cu 268 minus 193. Că acel 193, știi, l-am scăzut din ambii membri. Da. Că era și plus 193 în membru stâng, știi? Și atunci l-am scăzut din partea cealaltă, adică din ambii membri și așa a devenit... Da, da, pe caiet scrie că noi am făcut plus 193 și egal 268, dar n-am nimic aceeași. Bun, 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 dar până la urmă când scădeam, am pășit o etapă. Dacă când scădeam din ambii membri, este 268 minus 293. Da. Acolo ajungem. Hai să facem calculul ăsta din dreapta și vine 2A. A, da, e mai simplu așa. Da. Și vine 2A plus A împărțit la 2 este egal cu, stați puțin, 8, 3 din 8, 5. Deci 1, 7, 1. Să faci pe tablă totdeauna acolo, ca să vadă și prietenii noștri, că noi lucrăm la vedere. Perfect, perfect. 175. Bun. Și acum, și acum te-aș lăsa pe tine să-ți amintești cum am gândit noi de aici încolo. Tu ai avut inițiativa aceea foarte frumos. Da, inițiativa mea a fost așa. Noi aici aveam plus 193 și am notat partea cu A. Bun, dar am făcut-o pe aceea. Suntem în etapa asta acum. Din momentul ăsta tu ai avut o idee despre A. Că aici urma să ghicim pe A, parcă așa mi-ai spus. A, da, da, da. Da?
să ghicim pe ea și cum ți-a venit, ce, la ce a te-ai gândit tu? Să-l ghicim pe ea, mă gândesc la... Vezi, urmează acolo a împărțit la doi. Cum ar trebui? Ce ar trebui să se întâmple cu A? Dacă se împarte la 2, ar trebui să împarte exact. Nu? Da. Ca în urma calculului să ne dea un număr, să nu dea cu rest. Știi ce resturi am putea avea la împărțire la 2? Când împărțim un număr la 2. A. Tot A. Deci când împărțim la 2, știi tot timpul restul când facem etapa de împărțire, ce rest trebuie să fie față de împărțitor, față de 2? Mai mic, nu? Da. Adică ce rest? Mai mic decât 2? 1 sau 0. 1 sau 0. 0 când este înseamnă că împărțirea se face exact. În cazul nostru... N-am vrea ca la împărțirea la 2 să ne dea 1. Când numerele se împart la 2? Ce fel de numere sunt acelea care se împart la 2? Hai să gândim așa. Deci numerele care se împart la 2? Da. Sunt pare ca acesta, fiindcă are 8 la final. Deci numerele care se împart la 2 sunt pare. Da. Adică ce înseamnă că sunt pare? Dă-mi exemple de numere pare. Adică din 2 în 2. 2, 4, 6 și mai departe. Da, da. Și un număr de mai multe cifre. Cum din 2, 3 cifre? Dăm un exemplu de cum ne dăm, la un număr de 3 cifre, cum ne dăm seama dacă e par? Da, da. Dăm exemple de numere pare care... A, uitați, scriu aici. De exemplu, 132, pentru că are 2 la final și 2 este par. Bun, perfect. Alt exemplu. 258, fiindcă 8 la final și 8 e par. Deci la cifra unităților te uiți tot timpul, da? Da. Ăsta ar fi un criteriu. Deci când ai un număr și poți le arăți prietenilor noștri, ia să împarți tu pe 132 la, ia împarte la acolo, chiar în dreapta, 132 împărțit la 2 și să le ies acolo, acolo, 132 împărțit la 2. Ca să vadă și prietenii. Da, la 2, la 2, ca să fii convins, să vedem că obținem restul de. Suntem obligați să luăm o cifră, fiindcă o cifră are împărțitorul, dar nu putem, așa că luăm două cifre. Bun. Luăm pe 13 și ar da cel mai aproape 6. Corect. 12. Scădem 3 minus 2, 1 și aici nimic. Și îl cobor pe 2 și atunci am aici 6. Și spuneți, rezultatul tot par. Asta. Nu avem restul nu este 1, ci s-a făcut împărțirea exact. Da. S-a întâmplat câtul împărțit să fie tot par, dar nu totdeauna se întâmplă așa. Hai să luăm pe 134, să le arătăm prietenii noștri, dacă avem 134. Ia fă împărțirea cu 103, șterge acolo. Asta, șterge complet. Așa. 134 împărțit la 2. Atunci aici am da, tot 6. Tot 6, deci tot 6. La prima cifră la cât 6, da, 6 ori 2, 12. De 1 și îl cobor pe 4 și aici am 7. Vezi? Da. Deci nu putem trage concluzia asta, câtul împărțirii nu va fi și par și impar, n-are importanță, dar important este că ori de câte ori cifra unităților este 2, 4, 6, 8, împărțirea se face exact fără rest. Fără rest. Adică numărul respectiv, spunem în limbaj matematic, că se divide, adică se împarte exact. Da. Bun. Am observat o greșeală. Te rog.
E 75, nu 175, că ne-am promutat la 2 și ne-a rămas 1. Așa, foarte bine. Uite, eu nu observasem greșeala și să știi că în momentul în care ne apucam de făcut exercițiu, n-am fi avut nicio șansă. Dar și eu 75. m-am luat după dumneavoastră, că eu am făcut înainte și nu era așa, dar am scris cum. Ce am spus eu? Să nu mai. Niciodată să nu te iei după mine, că eu totdeauna greșesc. Totdeauna greșești. De aceea tu trebuie să fii foarte atentă, foarte atentă. Dovadă că acum greșeala aceea a rămas în film foarte mult. Noi nu mai putem șterge filmul. Și tu ai observat. Dacă nu observai tu greșeala, am fi avut mari, mari dificultăți. Dar iată că ai observat la timp. Așadar, la ce valoare a lui A te gândești tu? Când am spus atunci, haideți să-l ghicim pe A, așa. Așa, da, să ghicim pe A, că nu. N-am E, nicio păi da. idee. Păi parcă făcusem ceva cu 75. Vezi că acolo urmează A împărțit la 2. 2 ori A plus A împărțit la 2. 75 împărțit la 3 numere. Nu, suntem la relația ultima aici care o ai scris jos. 2a plus a împărțit la 2. Aici ne concentrăm. Noi suntem acum, suntem focusați pe relația asta. 2a plus a împărțit la 2 egal cu 75. Și mă gândesc, care să fie valoarea lui a? Cam cât crezi tu că ar trebui să fie a-ul? Să fie, în primul rând, să aibă, să fie par, ca să poți să îl împar. Asta e foarte tare. A să fie par. Foarte important, A să fie par, ca să poți să-l împarți pe A la 2. Nu? Că ai acolo obligația, A împărțit la 2. Și dă o valoare a lui A. Poate avem baftă să fim din prima, dacă nu din prima, măcar a doua, să ne dăm seama cât ar mai trebui. Dă și tu una cam cât crezi. Cât? Numai noi vedem că avem 2 ori A. Trebuie să te gândești la 2 ori un A și să nu depășească pe 75. Adică 2 ori câtva să nu de... Da, ok. Așa, 2 ori ceva să nu depășească pe 75. Dar să mă gândesc. A, cred că am o idee. 2 Deci o idee ne trebuie acum. ori 30 Ia să vedem ori 30. Hai să ar încercăm ori 30. da 60, dar poate fi unul și mai am zis ori 30 ori 40 Eu 40. Hai să încercăm pe 40. e Eu 80, merg. A, nu? se poate cu 40? Cât de 2 ori Nu, 40? dau 80, nu. Face 80 și depășește pe 75. 30 Sigur că da. Nu se poate. 30 Și atunci dacă zic 30. Zi 30 să vedem cine iese. Aici scriu 2 ori 2 ori 30. 2 ori 30. Fără oriu acela. Punct. 2 ori 30. Plus Plus 30 cu părțile părți la 2. Egal cu, lucrăm. Egal cu și să vedem cât ne dă. Deci aici avem 60. Cât fac de 2 ori că 30 fac și... Am scris aici 0. Da. Egal, nu, dincolo de egal scrie. De la egal mai departe, acolo cu 60, cât ți-o dat ție, da? Stai Plus. și țin. Eu scrie mai jos și de aici. Așa, deci am zis 2 ori 30. Plus 30 împărțit la 2, scriu 60 plus cât îmi dă aici, adică 15, egal cu 75 și Excelent, 75. Deci iată că soluția asta ar fi, ai nimerit-o deodată. Dacă tu nu mergeai, ai mers cu 40, am văzut că ai încercat 40, dar imediat ți-ai dat seama că 40 e prea mare,
și nu e posibil cu 40, că depășea pe 75. Apoi puteai să încerci și o altă valoare, 30, nu mă apară, 32, 34. Ce crezi că dacă încercam 32, ce se întâmpla? Ia să-l ducem cu 32. 2 ori 32, ia scrie de desubt și facem calculul ăsta. 2 ori 32. Dar nu, stați, am o idee ca să se vadă și în jos, că uitați cât loc mai am în jos, dar nu se vede. Am înțeles, am înțeles. Așa că o să pun laptopul. Așa, tu ești foarte tare frământată să prindem toată tabla. Ei, uite, e perfect. Nu, trebuie să pun ceva sub ca să stea. Asta. Ei, vreau să se vadă tot. Tu ești cea care ți-o organizezi și acolo și ești foarte atentă să te uiți în cameră. Sigur că atenția ta este, în momentul ăsta, ești obligată să ai o atenție distributivă, adică să gândești și la ceea ce scrii, să și judeci problema, dar și să te întrebi să iasă foarte bine. Da? Deci totul este funcție cum organizezi tu acolo totul. A, da, acum se vede numai în jos. Da, hai să terminăm aici în partea de jos. Acum. Deci am zis să... Să încercăm și 32, da? 32. 32. Și atunci am 2 ori 32. Se mai vede? Da. Da. Plus? Plus 32 împărțit la 2 este egal cu... Lucrăm. Păi și am prima dată 24. Aici am 64. Da, corect. Egal cu 64. Egal dincolo de egal. 64 plus... Au. Se poate o dată ori 2, 1, 12, 6, 16. Sigur că da. Era ușor dacă te gândeai. 30 împărțit la 2 a fost 15 și acum 32, 16 va fi. Corect? La adunare cât ne dă? Asta este aici că am făcut așa. Și atunci am 60, 1 în minte, 80. Deci 80 îl depășește. 80 e mai mare decât 75. V-am spus că nu-i bun. Deci nu-i bun 32. Așadar, îți dai seama repede că trebuie să încerci un A mai mic decât 32. Și A mai mic decât 32 a fost 30-ul pe care l-ai nimerit din prima, ai avut-o din prima încercare, nu? Și ai găsit pe A. Dar noi trebuia să găsim toate numerele. Deci A-ul știi cât este acum. A-ul este egal cu 80, da? Da. Nu 80, nu, 30. 30. 30. Scrie A egal cu 30. Deci la răspunsuri acolo, încerci să dai acum răspunsul. Șterg ce am făcut aici? Nu. Acolo unde ți-ai șters zona aceea, acolo spui A egal cu... E prea aud și vreau. A, totul trebuie să faci tu. E prea aud. A egal cu 30. B-ul dedesubt egal cu... B-ul este egal cu 193 plus 30. Corect. 193 plus 30. 193 plus 30, am 3, 2, 200, 223 și C-ul este 30 împărțit la 2, 15. 15, sigur că da. Și acum e emoția mare, să vedem dacă A, B și C respectă prima condiție, adică dacă suma lor... Adică să dea 200, 268. Corect, ia vezi.
acolo în dreapta, spune am emoții, nu? Am emoții, se văd. Foarte, foarte mari emoții. Corect. Aici am 8, aici am 6. Yay! Deci, rezultatul este corect. Prietenul nostru, dacă va avea ocazia să vadă filmulețul, în condițiile în care acesta va fi pus pe internet, atunci el își va găsi răspunsul. Încă o dată, să vedem problema, să citim problema și să o facem, să o explicăm încă o dată. Să recapitulăm, da. Da, da, da. Deci, am avut această problemă în care trei numere, A, B și C, suma lor dădeau 200, era 268. Da. Noi ni se spunea că B este 193 plus A. Este cu, este cu 193 mai mare decât, mai mare decât A. Așa. Și C-ul este A împărțit la 2. Și noi ne-am gândit să scriem A plus, să-l înlocuim, să-l înlocuim pe B cu 193 plus A, care dă B, am scris aici, plus un loc de C, să scriem A împărțit la 2, egal 268. Apoi am transformat această operație în 2A, cei de aici, da. 2A plus A împărțit la 2 de aici, este egal cu 268 minus 193, să nu uităm și pe 193. Sigur că da, neapărat. Am făcut scăderea, am scris din nou și ne-a dat 75 această scădere. Acum l-am ghicit pe A, dar aveam și o condiție. Nu puteam să punem acela, să punem orice număr. Trebuia ca A să fie par ca să se poată împărți la 2. Perfect. Și ne-am gândit noi la 30. Și am făcut probă să vedem dacă merge. De asemenea, mai aveau o observație. 2A nu trebuia să depășească pe 75. Că dacă cumva te-ai gândit la A egal cu 40, cum ai început tu, 2 ori 40 făcea 80, depășea pe 75. Atunci, din aceste două observații, că ai mai mic decât 40 și A să fie par, ai avut baftă și te-ai dus direct pe 30. Și ai mai arătat că dacă ar fi 32, depășește. Dacă ar fi mai mic decât 30, 28, cred că și el e prea puțin. Ia să încercăm cu 28. Deci dacă ar fi 28, ar veni 2 ori. Cred că prea puțin. Cred că dă prea puțin, să vedem. Poate mai mic decât 75, așa arătăm, ca să putem spune că e singura variantă. Da. Deci ați spus 2 ori 28? 2 ori 28, dar fără ori acela cât are, vedeți cât de greu îți vine ție. Punctul, da. Așa. Plus 28 împărțit la 2 este egal cu... Nu m-am loc să... Așa. Hai să facem mental. 2 ori 8, 16. 2 ori 2, 4 și 1, 5. 6, 1 înainte. Da. 2 ori 2. Și cu 56. 58, da? 2 ori 8, 16. 56, corect, corect. Tu ai dreptate. Cred că zic greșit. Eu am spus plus. Greșit. Da. Și acum scriu 28. 2 și zic odată, 2 nimic și îl cobor pe 8 și am 9, 19. Deci 28 împărțit la 2, eu cred 19. Că e greșeală aici. Ai o greșeală. Ce? Vreau să văd. Am zis 28, vedeți? Da, 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 împărțit la 2. Da, ce 28 împărțit la 2. Și am zis, aici e 1, da. 1 ori 2, 2, da. Am tras linie, mi-a dat nimic, am pus 1 aici și de asta. Ei, asta a fost greșeală. Dar să știi că o făceam, am putut să o fac, cum spui tu, din cap, mental, adică în mintea mea. Și m-am zis 20 împărțit la 2 face 10,
iar 8 împărțit la 2 fac 4. Și de aceea zic 28 împărțit la 2 face 14, foarte repede. Iar suma lor acolo adunată, ia să vezi cât îți dă. 56 și cu 14, 4 și cu 6, 10. Asta, așa, 10, 0, 17. 70, pardon. Deci face 70. Rezultatul este egal cu 70 acolo. 70, care e mai mic decât 75. Oare înseamnă mai fi și alte posibilități? Deci 32 a fost mai mare. Ne-a dus la un rezultat mai mare peste 75. Unul mai mic decât, un număr mai mic decât 30, 28 ne dă un rezultat mai mic. Înseamnă că singura variantă aceea a fost bună ca cu 30, B-ul pe urmă l-am găsit, C-ul l-am găsit și noi am și făcut proba. Iar la probă ne a ieșit perfect rezultatul respectiv. Și să le spunem prietenilor noștri că marea noutate este asta, că noi nu ne mulțumim să rezolvăm o problemă. Mai ne gândim dacă nu cumva am putea să face și printr-o altă metodă. Deci așa asta a fost metoda algebrică. Metoda prima grafică. Metoda asta care ai făcut-o. Și tu ai spus mai devreme metoda grafică, da? Da. Ia să încercăm pe metoda grafică. Deci varianta a doua, metoda grafică. Am făcut-o parcă pe caiet. Ia șterge tu ce este lucrat ca să ne ducem la metoda grafică și să vedem cum am gândit acolo. Deci metoda asta algebrică. Nu, era spațiu de desubt. Să știi că aveai spațiu de desubt un pic. Nu. Nu ai? Da, oricum, adică puțin atâta și nu pot să dau laptopul să... Am înțeles. Camera nu se mișcă să... Cum crezi tu așa că tu gestionezi toată treaba acolo? Șterge atunci metoda asta algebrică. Chiar să scriu mai mic cât se vadă până aici. Relațiile le puteai lăsa, dar le scrim din nou atunci. Că relațiile însemna, de fapt, problema în sine. Se numește la matematică ipoteza, adică tot ce ți se dă pentru a începe problema. Deci scrim din nou K plus B plus C. Am notat pe caiet datele, deci n-am cum să le pierd. Da. Două, deci A plus B plus C. Deci. Egal cu 268, parcă era? Da. Așa. Că A era mai mare decât B, adică B egal cu A plus 193 de desubt. B egal cu A plus, sau 193 plus A, și că C egal cu A împărțit la 2. Așa asta era problema, nu acestea erau condițiile. Și cum... Încercăm prin metodă grafică, adică să reprezentăm printr-un segment metoda grafică. Cealaltă a fost metoda algebrică, nu cu calculul în sine. Așa, asta e metoda grafică și să încercăm să reprezentăm pe A, pe B și pe C. Atunci, începem cu A. Deci, printr-un segment să-l reprezentăm pe A. Deci, metoda grafică. Și încep cu A. Da, să ne închipuim că ar fi un segment, da? Un segment. Da. Deci, iar tu așa. Cât crezi? A.
A este acel segment. De B. lungime BU. B va este fi... atâta plus 193. Corect. Este așa? Cât AU? Perfect, perfect. Este cât AU plus 193. Și C este o jumătate din A. Adică am... C este jumătate din A. Perfect. Așa spune problema. Iar suma exact. Lor... este 268. Exact. Acum, mai știți când am scris pe caiet, haideți să scăpăm de 193, că mă... Așa, că mă enervează, parcă așa ai spus. Și atunci, și atunci, scriu... Atunci... Prima operație, surplusul îl dăm deoparte de la B. Atunci devine. Exact. Stai să scriu aici. Atunci A este compus... din 2C. Din două bucăți de C, pentru că tu ai și văzut asta, de acord. Da, B-ul... B, fiindcă am scăpat de 193, B la fel. B-ul la fel, două segmente. Așa? Și C este un segment. Sigur că da. Deci, ce era mai înainte în felul acesta aranjat? A, B și C. Dar acolo nu mai este 268, cât este acum? 268 minus 193. Corect. Se face scăderea. Parcă am făcut-o 75. 195, că am făcut-o în calculul anterior. Așa? Da. Și acum toată suma fac 75. Câte segmente micuțe de al de ce sunt acolo? 5. 5. 75 împărțit la 5. Deci, singurul calcul care îl facem este acesta. 75 împărțit la 5. 15. Face 15, da? Deci spunem... C mic, că C-ul este, nu? C mic egal cu 75 împărțit la egal cu 75 împărțit la 5 și face egal cu 15. Și ai găsit pe C. Și dacă l-am găsit pe C, AU din cine este format? Din 75 plus 75. Nu, AU este format din 2 de C, nu? Uită-te acolo. Și 2 de C, un C, un singur C este 15. Da, că C este 15 nu 75. Așa, așa. Și atunci A va fi egal cu de 2 ori C. Scrie A egal cu 2C. Și egal mai departe cu 30. Iar B-ul, este 30. B-ul este 193. Plus 193 plus 30. Plus 30 egal cu 200. Da, 3. Așa e foarte bine. 3. 9. 223. Și iată că avem A, B și C rapid făcute. Între metoda grafică și metoda algebrică aceea, care ți s-a părut mai ușoară? Asta. Da? Metoda grafică aceasta este foarte rapidă. Practic am reprezentat condițiile date din problemă, că suma lor este 268, așa cum ai văzut, l-am reprezentat pe A printr-un segment, B-ul este segmentul lui A plus ceva, așa zice în relație, iar C-ul este jumătate din A. Și în felul ăsta am reușit să formulăm o problemă interesantă. Am rezolvat problema asta mult mai rapid. Îndată când, după ce am făcut această problemă prin două metode,
Noi nu ne-am mulțumit să rezolvăm problema și am încercat să propunem altă problemă. Da, adică am încercat să pătrundem în mintea autorului. Am propus multe. Și îți spuneam eu ție că autorii au niște șmecherii care propun probleme. Ei sunt niște oameni obișnuiți. Dar au șmecherii puse la punct și ei au plecat nu la trei numere la întâmplare, nu? Numerele acestea 30, 15, 223 și 15 nu sunt la întâmplare. Nu, deci prima dată ei au luat trei cifre. Le-au adunat și le-au dat 268. Și apoi au început să se gândească și să vadă că A, B, că A este mai mare cu atât decât B, că C i-a împărțit la 2 și de acolo am scris datele probleme și problema. Stai un pic. Da, e perfect ce spui tu. Dar A, B și C au fost luate la întâmplare? La întâmplare? Da. Dar ai văzut că C-ul trebuia să aibă o calitate. Da, și atunci, dacă nu le dădea împărțit la 2, atunci schimba numărul ca să le dea împărțit la 2. Am înțeles. Vezi, asta e important. Deci ei au gândit așa. Noi luăm un A, dar să știi că pe celul o să luăm jumătatea lui A. Deci ei au mers invers. Au luat niște condiții. Deci așa, dacă la întâmplare, ia tu la întâmplare niște numere, să vedem dacă putem face o problemă pe chestia aceea. Ia tu trei numere și șterge acolo metoda grafică, lasă numai condiția de acolo. Doar asta? Da, da, problema lasă-o ca să ne putem bizui pe ea, să putem să ne întoarcem la ea și să înțelegem problema. Așa. Deci tu crezi că e o propunătorul la trei numere, le-a adunat și până s-a uitat la ele cam ce condiții ar fi și au pus condițiile acolo. Ia să vedem dacă merge treaba așa. Păi. Deci să iau trei numere la întâmplare? Păi așa ai spus tu, așa mi-ai propus. Luăm trei numere la întâmplare. Da, da, să știți că poate să ia și din prima bine și să nu știe, că poate să ia Deci dacă le luăm la întâmplare și nu suntem atenți la ce bunoare, care să fie jumătatea lui A, nu merge problema. Deci pur și simplu la întâmplare nu, ci te ai în vedere condițiile care vrei să le formulezi acolo, da? Hai să pornim, hai să compunem o problemă. Aici e momentul cel mai frumos al lecției. Astfel. Când noi compunem o problemă. Da. Și atunci problema compusă de... Da, n-aș putea să scriu asta în profilul. Da, să scriu aici. O scriu pe asta aici ca să o șterg. Am înțeles. Noi vrem să facem o problemă luând ca model problema făcută de aici. Ne inspirăm din problema asta. De ce ai spus condițiile de acolo? Ca să scriezi tu spațiu. Corect. Exact. Și atunci poți să iau trei numere la întâmplare? El iei perfect, doar e tabla ta, nu poți să lucrezi acolo și discutăm concret. Okay. Deci suntem în momentul cel mai frumos al lecției când compunem noi o problemă. După modelul acela, A egal cu? A egal cu, nu, deci prima dată, da. A egal cu 126. Bun. B este 120. Stați-mă, vă ceva. Este egal cu A
plus 130. Bun. Și ce este a împărțit la 2? E bine? Da, da, de curaj, curaj. A împărțit la 2 și cât face ca să ai numerele? 63. Deci 63. Da, scrie egal mai departe cu 63. Ăsta e ceu, da? Da. E, despre B cât îți va? Da. 4 plus 30, nu, 126 plus 130. 256. 256. Oh. Și acum, hai să le adunăm pe cele trei numere. A plus B plus C. Să vedem cât obținem. Cred. Ia mai fă o dată ca să fii sigur să nu greșim cumva la calcule. Deci. A-ul este 126, B-ul cât le-ai luat? 256 și C-ul este 63 și am 6 plus 6, 12, plus 3, 15. Am scris 5, am ținut 1 în minte. Corect. 5 plus 6, 11, cu 2 de aici, 13, cu 1 din minte, 14. Corect. 4, țin 1 în minte. 2 plus 1, 3, cu 1 din minte, 4. Perfect. Deci acum formulează-ți problema. Formulezi problema exact. Și semnez. Deci, suma trei numere, zice. Da? Vorbește. Suma trei numere. Suma trei numere este 4, 4, 4 și 5. Bun. B este egal cu A plus 130. C este egal cu jumătatea de A împărțit. Să se afle numerele. Să se afle numerele A, B și C. Întrebarea, da? Să se afle da, rezolvitorul știe, dar deci propunătorul, pardon, propunătorul știe. Tu ești, da? Hai, Alesia le știe. Dar cel care rezolvă n-are nicio idee. De data asta noi facem, propunem o problemă și arătăm mecanismul de propunere din culise a cel care face problema. Deci noi acum pătrundem în zona mai greu accesibilă. Acum tu ai făcut probleme propuse de alții. Este momentul când te invit ca tu să faci o problemă și să o rezolve cei care, nu, cărora te adresezi. Și spune, iată cum o puteți rezolva, prin metodă grafică, nu? Iată cum o puteți rezolva. Bine, o puteți rezolva și prin altfel, da? Sigur că da. Și metoda algebrică, da? Și metoda algebrică. O pot rezolva fără discuții. Ia, hai să le facem pe amândouă metodele. Mi se pare foarte interesant. Deci, metoda mai întâi 1, metoda algebrică, zi. Gata.
Deci, prima dată, metoda algebrică. Da, scrie metoda algebrică. 1. Metodă algebrică. Perfect. Și acum arată cu arătătorul celălalt tău cum vei gândi. Vedeți pe B aici? Eu am să fac așa. Vedeți pe C? Eu am să fac așa în relația aceea. Și vedeți? Pornim la treabă. Poftim, vorbește. Asta vă explic, ca să înțelegeți bine. Și încep așa. Prima dată scriu. O scriu din nou ca să o mai Da. vede oare dacă Se A vede, da. B plus C este 445. Datele sunt mai sus, mai ai nevoie să le scriu. Acum, voi scrie din nou operația asta și voi scrie A Da. plus un loc de B, mă uit eu sus cât e B și B este A plus 130 și scriu A plus 130 Perfect. plus, n-am de ce să scriu C, mă uit aici cât e C, C A împărțit la 2 este 445. E, acum, văd că sunt 2 de A aici. Și atunci operația asta devine 2A plus 100, nu, plus A împărțit la 2 egal 445 minus 130. Așa, că am scăzut 130 și din stânga și din dreapta. Și am scăpat din stânga și acum e în dreapta. Corect. Da, și acum scriem rezultatul 5 2A. Ah. 315. Corect, 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 corect. Așa. Și acum scriu din nou 2A plus nu se mai vede 2A plus A împărțit la 2 Da. egal 315. Exact. Și acum din nou ce este A? Exact. Din nou, ca să ghicesc pe A, trebuie să am o condiție ca să ghicesc. Trebuie să fie par ca să se poată împărți la 2. Perfect, perfect, perfect. Aici De să nu două dea ori, de și două ori de două ori numărul. A să nu dea mai mult decât 315. Bun. Și atunci să mă gândesc la număr par și am să fie O sută. Să zici, iei 100, că nu, tu nu știi așa. 120, ia așa o valoare. Să zicem, a egal cu 120. Ia să vedem 140. ce devine. Doar că nu se mai vede dacă scriu jos. Cred că trebuie. Acum se vede, se vede. Foarte bine. Ok, atunci încerc 100 și scriu Da? atunci 2 ori 100. Punct. Așa, plus 100 împărțit la 2 este egal cu 200. Nu e egal cu 315, egal cu cât va da calculul ăsta. Nu e egal cu 315. Vedem. Chiar. Păi și atunci am, stați. Atunci am
Aici dă 200. 200. Plus, așa, deci 200 plus 100 împărțit la 2, 50. Deci, plus 50 egal 250. Nu a trecut. Nu-i bun. Până la 300, e, trebuie să mai fie scumpia. Poate să iau mai mare. Corect. E, atunci. Îl iau pe 200. 200. Ia să vedem, 2 ori 200 fac 400. Nu-i bine, nu. Nu-i bine, te păsesc. 180. 180. Ori 180 plus... Ia să vedem cât face. De 2 ori 180... Plus 100... Deodată îți dai seama că deodată e 360. E mult. 160 cu asta am zis. Asta e cea mai mult. Deci 100... Ia 150 să vedem cât ne da. Am zis 160. 150 cât ar veni, dacă au eu. Da, 160. Doi ori 150, ia facem calculul. Da, 160 n-ar fi bun? Ia vezi, încerc 160. Doi ori 160. Păi asta vă spun. Trece, bine, 150. Trece de 315. Nu trebuie să scădem mai mult, mai mic să fie. 150. 150. Da, și mai vine și jumătate. Mai ai pui și jumătatea, depășești, nu mergi. Mai scădem încă. La 300 mai pui și jumătatea lui 150, care 75, face 375, nu-i bun. E, atunci 132. 132, ia să vedem. 164. Deci 264. Da, 134. Dar 234 ăsta ar fi, că e mai mic decât 315. Hai să mergem pe el. 132, 264 plus jumătatea. Ia să vedem cât ne dă. 268. Deci am făcut... 134 ori 2 îmi dă prima dată 268. Bun, scriem. 268 plus vadă toți prietenii noștri. Scriem. Stați. Deci. 2 ori 132 plus A plus 132 împărțit la 2 este egal cu 2 ori 132 este 268 plus o, stai, 264 parcă ai spus, că ai zis 132 ori 2, 264, nu e 68. Păi 132 ori 2. Păi da, 264. Da, da, 264, tu ai scris 268. Păi ai zis să luăm cu 4. Deci cu cât aici ai putut? Cu... Ați spus 100... cu 4 să luăm și cu 4 am făcut. Atunci pune 134, dacă ai zis 4.
Am scris din greșeală. Am înțeles, am înțeles. Atunci dăm 268 și atunci aș avea 104 împărțit la 2, 67 plus 67, așa. Să văd dacă dă 67, să șterg aici, așa, deci 268 plus 67, 15. Depășește mult. Depășește. Atunci mai coboară și te duci la 130, să vedem ce se întâmplă. Deci cu 2 ori 130. Așa. Păi atunci așa avea. Prima dată așa avea 2 ori 260. Da, plus? Plus 130 împărțit la 2 este 65. Plus 65. 260 plus 65 da, cu 5. 12, 2, 1, 1323. Ah. 325. 125. 120. Atunci luăm pe 126. Deci să luăm 126. Nu vreau să le iau pe 8, 128, nu vreau. Nu luăm pe 128, corect, să vedem ce se va întâmpla. Ăsta depășea încă puțin. 126, 126, e, atunci am așa, 2 ori 126. Ah! 252. Da. Opa. 252. Și atunci am din nou 126. Împărțit la 2. 63. Plus 63. Da. Așa, e, atunci aș avea 305, oh! Oh, dă fix! Exact atât, da? Da! Fain de tot! Deci 126 ori 2, ai spus că fac 100 când ai înmulțit 256 și plus 63, exact 315. Așa este valoarea, dar să recunoaștem că am muncit foarte mult, că am tot încercat valoarea lui A și am sesizat că scădem continuu și... Ați spus 256, 253. 200, deci noi am plecat cu A, cel care ne-a convenit și la care am ajuns a fost 126, da? Nu 256, 126. Să spunem așa, că în analiza care am făcut-o, am plecat de la ar fi 200 și era foarte mult, 2 ori 200 făcea 400 și depășea pe 315. Am scăzut câte un pic valoarea lui ea și tot ne-am dus din ce în ce mai atent până când am reușit să dăm peste valoarea aceea care verifică și această valoare este A egal cu 126, da? Deci răspunsul A egal cu 126, B egal cu... Să scriem și asta.
Eu scriu, nu se vede? Da, nu se vede și vreau să și vorbești. Că știi. Deci, A egal cu 126. B egal cu, vorbește, te rog, cu 126 plus. B egal cu 126 plus 130. Este. Da. 256 și C este 126 împărțit la 26 împărțit la 2. Așa. Ce este 63. 63. Și emoția mare este să vedem dacă cele trei numere adunate, A plus B plus C, fac 445. Ca o verificare, să zic așa. Atunci aș avea... Deci B este 256, A este 126, C este 63 și atunci am 12 cu 3, 15, 5, 1 în minte, 14, da. E perfect. Deci numerele găsite, acum noi știam că sunt corecte pentru că noi cu ele am plecat. Știi, când am compus problema. Da. În final, acum spui tu din propunător al problemei, te-ai transformat și în rezolvitor. Și ca să îi conduci cu foarte multă grijă, ai făcut-o sub forma aceea pedagogică. Adică, hai să încercăm pe ăsta, hai să încercăm pe ăsta. Mai mic trebuie și mai mic și mai mic. Doar am dat peste valoarea aceea. Adică exact cum ar fi făcut-o ei, nu? Neștiind valorile acelea, cum, nu? Tatonând și analizând, aveau să ajungă la răspunsul corect. Aceasta a fost metoda algebrică. Să le spunem că a fost un pic mai mult de lucru. Multă grijă și cu atenție trebuie înlocuit acolo. Adică în loc de B să spunem cât e valoarea lui B, cât e expresia lui C. Și în final, calculând, am ajuns la răspunsul respectiv. Ce vreau să vedem și metoda grafică acum. Să le arătăm și metoda grafică. Poți să te rog și să las doar datele? Da. Nu, fără datele, numai metoda algebrică ștergi. Unii scris metoda algebrică ștergi și scrii metoda grafică. Băi, da. A, deci aia să nu șterge, zice. Nu șterge pe aceea, că vreau să portăm o discuție. Ați copii pe aici, mă. Metoda algebrică. Metoda grafică. Grafică. Deci, pe al vom reprezenta printr-un segment. Bio va fi cătat, dar în plus. Iar ce-o va fi jumătatea lui A. Chiar jumătate, cât să fie
Foarte clar, așa, da, jumătatea lui. A. Și acum împreună, le poți, așa, împreună, ele fac 445. Și vorbește? Cum am făcut la toate metodele, la toate problemele cu metodă grafică, haideți să scăpăm de 130. Și atunci aș avea, aș face 440. Nu, scap de 130 și scriu din nou. Da. A. Deci aur rămâne ca mai înainte. A, îl faci deodată cu de doi ori ce? E compus ce, B este la fel fiindcă am scăpat de 130 de doi ce, și C este ce, și atunci n-a sumă este 445.130? Da, sigur, 445.130. Minus 130, așa avea 5, 1, 2, 1, 3, 1, da. 315. Iar suma toată e din câte segmente de ce acum? 5. 5 de ce? Deci 5 de ce egal cu 315, un singur ce va fi, scriem așa, 5 ori ce egal cu 315. 5. Acolo. 5 ori ce egal cu 315. Și un singur ce, ce egal cu? 315 împărțit la 5. Corect. 315 împărțit la 5. Luăm 6 cifre, 6 ori 30. Dă 1, cobor pe 5, 3, 63. 63. Ce e egal cu 63, da? Știi, atunci dacă știm ce, atunci A este compus din 2 C. Da, deci A egal cu de 2 ori C. A egal cu 2 ori C. Și atunci aș avea 63 ori 2. Pase 6, 12. 126. A este 126. Și atunci dacă A este 26, păi B este 126 plus 130. Și atunci B este 6, 5, 256. E bine? E bine? Da, și ca să, dacă vrem să verificăm, le spui prietenilor noștri, adunăm cele trei numere și totul va fi perfect. Spune-le prietenilor noștri, cei care vor urmări, că aceasta este o primă problemă pe care tu ai compus-o după modelul problemei acelea care ne-a fost nouă dată. Da. Deci, pur și simplu, ai schimba numerele, nu ai lua pe A sigur cu proprietatea ca să împartă la 2, ai avut să le iei pe A cum l-ai luat aici 100, cât ai zis, 126, nu? Da. Pe B l-ai luat nu, cu plus 130, dar puteai să zici plus 50, plus 13, plus 70, plus orice număr. Aici nu conta. Iar C-ul l-ai luat jumătate. Dar să știi că pe cel puteai să iei și o treime din, dacă se împarte. Ia vezi, 126 se împarte la 3, chiar așa. 126 se împarte la 3, ca să vedem dacă merge. Nu, fac 1 plus 2 plus 6. Ah, da.
Ce o trebuia să fie 126? Așa. Deci 1 plus 2 plus 6, dacă adun numele 1 plus 2 plus 6, fac 3 și cu 6, 9, se împarte 9. sigur la 3. Da, Ia vezi tu. Da? Deci... Da, uite. Am cât am zis, 126 împărțit la 3, dacă e bine, dacă eu am avut dreptate. Păi și apoi să luăm două cifre 12 cel mai aproape, adică nu cel mai aproape fixul, este 4, 13, nimic, 6, 2, merge. Merge. 40. Așa, dar numărul ăsta e foarte deștept, îl putem împărți și la 3. Și atunci tu poți modifica problema. Atunci creăm o altă problemă, sigur că da, să zici nu că ce e egal cu a împărțit la 2, ce e egal cu a împărțit la 3, că se poate. Da. Deci, iată, modificând datele problemei, acum este momentul când noi formulăm o altă problemă și cum era înainte A plus B plus C, când fac 445, șterge 445, că nu mai este bun rezultatul acela. Acolo, când ai propus-o, da? În loc de 445, șterge, că vedeam noi cât, ce număr să punem. Dar deocamdată construim problema. Așa. La B egal cu A plus... La B egal cu A plus cât vrei tu, un alt număr. Iar la C am împărțit la 3. A? Bun, am văzut. A împărțit la 3, că se parte. Da? Da. Bun. Și atunci, A rămâne de bază, cum l-am luat, 126, nu? Scriem că A este 126, că pe el l-am luat de bază ca să împartă la 3. Atunci poți să te vezi. Ștergi. Sigur că dacă noi acum formăm o altă problemă. Deci, A plus B plus C este egal cu... Egal cu nu știm cât. Așa. Că A este egal cu B egal cu A plus 77. Parcă ai zis? Cât e? 777. Iar ce egal A împărțit la? Împărțit la 3. Foarte bine. Și acum faci calculul. Ai plecat cu A 126, nu? Poți să fac așa? Da. Ia să vezi cât faci acolo la calcule. Deci vine 126 plus B-ul care e modificat, e mărit cu 777. Ori 2. Deci ori 2. Ale, atât de mult l-ai... Nu, nu, că complicăm problema foarte tare. E deci, extrem de... Deci șterge ori 2 asta. Șterge ori 2. Știi de ce? Atât de dificilă devine problema încât mă sperii. Nu terminăm nici până la 10 noaptea.
terminăm. Hai să o facem fără doi. Fără ori doi. Și pe urmă o să te convin că ea devine dificilă, foarte dificilă. Deci în clipa asta lasă așa. Și adună la AU care știai tu cât 126 pe 777. Deci 126 pe 7. Ca să găsim pe B. 903. Deci B-ul e 903. Dar la noi rezultatul. A, la B. Corect, corect, corect. Da, 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 da. Iar la C egal cu? 126 împărțit la 3, 42. Egal cu 43. Și acum suma lor, a lui A, a lui B și C, ca să completăm sus. A plus B plus C. E 42, nu 43. 42, uite, tu răspunzi că tu scrii acolo, n-am scris eu. Deci 42, cum ai spus bine. Și acum adună cele trei numere să vezi ce sumă. Da. E, ca să adun sumă, ia să văd eu. Păi atunci am... plus 126 și plus 42. Așa. Și ar da. Prima dată avem pe coloana unităților avem 11, 1 ție, 1 în minte, aici am 6, 7, 1 în minte și 10. Deci este 1071. Așadar, completăm și noi. Suma trei numere egal cu un loc de semn de întrebare, punem răspunsul. Că B e mai mare decât A cu 777 și că C este A împărțit la 3. A împărțit la 3. Și acum hai să facem numai metoda grafică, că așa aș încerca acum. Numai metoda grafică să vedem cum ne vine problema asta la rezolvare. Așa, ăla e A-ul. B-ul este cât A plus. Încă așa. Iar C-ul este o treime. Adică, ce înseamnă o treime? Fostul A îl împarți în 3. Haideți să scăpăm de 777. Perfect. Dar pe ce aș vrea să-l faci mai micuț? Pe ce un pic mai micuț, că el din A este doar o treime. Ia tot segmentul A, cât el l-ai luat tu de mare și îl împarți în 3. Ăsta-i A. E, dacă e A, așa îl respecti. Dar în 3 părți egale, perfect egale. Păi deci da. Nu părți. Așa, acolo. Perfect. Așa da. Perfect. Și acum suma lor a celor trei era 1000 și... Chiar că am șters și nu știu cât. A, da, n-am șters aici. E bine. Așa cum ai spus, scăpăm de surplusul acela. Foarte bine. A-ul deci din 3 segmente, B-ul la fel din 3. Excelent, bravo. Și C-ul este un...
Și ce o rămâne un singur segment? Perfect. Bine. E bine? Da, din 1070 și cât e acolo, scazi pe 777. 1 minus 7 nu se poate, mă împrumut aici 10 minus 7, 3 minus 4, m-am împrumutat 6 minus 7, nu se poate, mă împrumut aici, nu pot mă împrumut aici. Neapărat! 9, aici m-am împrumutat, mi-a rămas 9 minus 4, 10 minus 294. Bun. Și acum câte segmente de ce ai acolo în total? 7. Sigur că da. Și de aceea ce va fi? De 7 ce egal cu suma aceeași? Deci 7 ce? Mai vede? Da, da, da. Este egal cu 294 părți la 7 segmente. De 7 ce egal, de atunci ce va fi egal, da? Rezultă că ce? Rezultă, spunem, rezultă săgeată că ce va fi egal cu 700, 294 împărțit la 7. 7. Nu-i bine 7 ce? Mai un singur ce? Acolo ai zis 7 ce egal. Ce e egal cu 294 împărțit la 7? Acolo. Că 7 a fost. Un singur ce afli? Tu când împarți la 7, găsești un singur ce. Ce? Ce? Așa. Prima dată am luat 2, fiindcă suntem obligați, dar nu putem, așa că luăm și pe 9 și ar fi 7 în 29, cel mai aproape ar fi 4, 1, îl cobor pe 4 și aici am 2. 42. Deci ce este egal cu 42? Despre A înseamnă că pui 77, 777, deci A egal cu, sau B egal cu? A egal cu de 3 ori. B egal cu, du-te, du-te tu, du-te, B. Deci am aflat pe C, A-ul mai întâi trebuie să aflăm, A egal cu de 3 ori C. Nu? Este 3 de segmente. Ori 3. Sigur că da. Și atunci B este A, adică 126 plus 777 903. Corect. Iată că am găsit cele trei valori, A, B, C. Nu facem decât să facem proba și sigur proba va da corect, pentru că tu ai avut foarte multă grijă, ai lucrat. Ce înseamnă să ai exactitate și precizii la calcule? Spune-le prietenilor noștri că fără să ai siguranță la calcule, nu poți face niciodată vreo problemă. N-ai cum să faci o problemă. Greșești sigur și te enervezi și nu-ți iese. De aceea, tabla mulțirii, modul în care faci o împărțire, tot trebuie să fie siguranță perfectă. Iar în momentul în care ai siguranță, poți să rezolvi probleme și mai mult, iată, să ajungi la etapa încât să compui probleme. Alesia, spune-le lor că modelul de problemă pe care l-am avut ne-a folosit să putem și noi forma o altă problemă. Important, numele acelea le luăm cu anumite proprietăți, adică
au, bunoara, am zis că se împarte și la 3. Și atunci l-am luat C ca fiind o treime din A. Iar pe B l-am crescut de data asta cu 777. Adică poți să crești cu cât vrei tu. Nu? A plus nu știu cât. Repete-le problema și după ce le repeți, spui că vom vedea ceva interesant. Ți-aș propune să vedem un filmulesc cu albine. Să înregistrezi. Da? Zicem că oboseala ta este foarte mare și să le arătăm prietenilor ce lucruri minunate sunt și acolo la Prof Online, lecții deci, de atât. Deci, apoi explic și apoi vedem. Da, da, da. Să-mi iau arătătorul că nu înțeleg de altfel. Da, da, da. Așa, deci ce aici? Păi, prima dată. Deci, am creat o problemă în care trei numere, A, B și C, împreună dau 1071. Datele problemei erau așa, că B este A plus 777. Că C este treimea lui A, A împărțit la 3. Și de aici, până la grafică, e așa. Am scris A, e un segment. B e la fel ca A, dar plus 777. C este, practic, A e alcătuit din 3C. E nimic aici. E un segment mic. În total, dau 1071. Și atunci, am vrut să scăpăm de 777. Și dacă am transformat în A, este C, 3 ori, B este la fel, că am scăpat de 777. Și ce e total, acum este un nou rezultat, adică 1071 împărțit cu minus 777, care dă 294. Acum, aici, am scris așa, că C este egal cu 294 împărțit la 7, care dă 42. A este egal cu 42 ori 3. E aici. Care dă 126. Și B este 126 plus 777 egal 903. Și dacă le adunăm, în total dau 1071. Da. Și spune-le prietenilor că așa cum am îndrăznit noi în seara asta și îi pot compune probleme după modelul acesta și chiar să-i invităm să compună și ei câte două probleme și în clipa în care au și probleme mai interesante decât acestea să ne scrie acolo și să le rezolvăm, să ne punem și noi mintea la treabă să le rezolvăm. Spune-le că, de fapt, important este să pleci cu un A, nu? Și da. Îi pui o creștere cât ai vrut tu acolo, 777, puteai să pui o altă creștere. Vezi ce proprietate are A, se împarte la 3, la 4, la 7, eu știu la cât se împarte. Bunoară, dacă luai pe A egal 777, el se împărțea la 7. Și despre ce ai scris condițiile acelea și, pe urmă, dai drumul la treabă, la adun numerele acelea și în felul ăsta ai compus o problemă. E, dragilor, sigur că Alesia vine de la școală, oboseala după program și cu tot entuziasmul a ajuns la lecția noastră, dar Alesia, hai să le facem o surpriză. Spuneam mai devreme, ce o să facem acum? Ne uităm la albinuțe! Ne uităm la albinuțe! Cu ocazia asta află și prietenii noștri că există pe Prof Online și tu o să faci următorul lucru. O să tastezi pe Google, să filmezi exact cum intri la Prof Online, cum tastezi Prof Online, cum se întâmplă de ei video apicultură, da? Da, da, și intri pe calculator și faci toată povestea și vorbești cum faci. Că știi. Că vorbesc, doar că stați că va trebui să mut de multe ori ecranul până o să ajung să
O să vadă prietenii noștri acolo. Așa, deci, haideți să văd aici. Și te dau un cât și pe dumneavoastră să îmi spuneți dacă vedeți, ca să știu că... Tocmai. Bun. Prima dată... Ah, n-am auzit, trebuie să-mi lucrurice. Mai întâi trebuie să mă duc așa, fără să vedeți. Sunt aici pe Google. Prof. Așa. Acum. Da. Dar spune exact cum am scris pe Google Prof online ca să camera filmează și să-i să afle, ca să știe exact. Da. Stați să vedeți. Ia uitați, vedeți? Da. Deci, și spune acum. Luăm. Scrieți aici. Proful online. Da. Și vă apare aici Proful online Ioan Rusu. Ursul, pardon. Și apăsați. Acum mai vedeți? Da. Apăsați sus pe primul link, video matematică cu Proful online profesor Ioan. Dar nu te du la video matematică, du-te mai jos. Prof online profesor Google numărul de telefon. Următorul link, era cu matematica. Da, du-te la... stați puțin ca să stați. Deci linkul următor. Prof online, profesor Ioan Ursu, Google numărul de telefon. Ăla. Stați un pic. Acum nu mă vedeți, stați. Nu. Acum mă vedeți, stați, dau aici. Pe asta. Oh, ce e asta? Nu asta. Nu, unde am intrat? Aici. Așa, deci pe al doilea link dați. Da. Și? Titlu. Important, Prof online, profesor Ioan Ursu, Google numărul de telefon. Uitați aici. Vedeți aici video. Asta e pagina, sigur că da. Asta e care apare. Voi, prietenași, spune... puteți să vă uitați și la video matematică și la video apicultură. Exact. Și fiindcă acum noi ne ducem pe video apicultură, dăm click pe video apicultură. Mai vedeți? Da. Se deschide pagina asta cu multe lecții. Pe mijloc acolo, cuprinsul acestui blog, este biostupul, acest biostup pe care eu l-am inventat. Am luat medalii de aur cu el la mai multe reprezentări de acestea la concursuri internaționale. Și acum să alegem din lecțiile acelea cum era apicultura pentru cei mici, parcă, nu? Da, stai spusind că nu. De ce dau eu aici? Apicultura pentru cei mici. Și unde mă duce la YouTube, nu? Ori scrie acolo, ori dacă nu în grupajul lecțiilor acelora care erau scrise pe mijloc, exact ca la matematică, dacă mergi mai jos, găsești lecțiile acelea. Pentru cei mici. Acolo sunt foarte multe lecții. Curs de apicultură pentru cei mici, curs 4, curs 2, curs 8, curs... Care curs? Curs de apicultură pentru... Mă mai auziți? Da, te aud, sigur că da. Curs de apicultură pentru cei mici, tinerii învață... Tinerii învață cei, nu? Sau cum? Da. Ăsta? Da. Ok, acum să dau să vedeți. Le spunem prietenilor noștri că e acolo la stupină, eu am avut un grup de copii cu care făceam lecții de apicultură și de matematică și pe urmă ieșeam cu ei și făceam și lecții de apicultură. Acolo, da, văd, exact, este unul din filmuleții, ele sunt mai multe filmulețe acolo. Nu știu câte sunt în stiva aceea, cred că vreo 10 filmulețe dacă cumva... Da. Știu bine. Și
Dacă dăm unul din filmulețe, acolo e la extracție, acolo la extracția mierii, acolo sunt cu copiii, dar m-ar interesa mai ales un alt filmuleț unde discutăm acolo foarte, foarte aprinși despre problemele acestea acolo care le-am avut, că mi se pare cu mătcuțe, își pierduseră aripioarele și nu știam ce să-i facem. Ea mergea foarte greu când nu mai avea aripioare. Eu filmez foarte frumos. Dă mai sus, mai jos un pic. Ce mai Da, ai vedeți? luat un singur film acolo, nu ai luat toată stiva aceea de 10 filmulețe, nu? Nu, doar unul. Doar unul din ele. A, gata, am o idee. Stați. Ia să vedem. O idee. E lecția a doua, curs de apicultură cu Nu tineri mai învețe vedeți. și aia. Nu, gata, știu eu ce să fac. Știu. Intru pe YouTube. Așa. Și aici scriu. Iată, ea mi apare și m-am uitat. Da, aici. Acum să dau să... Ia. Vedeți? Da, sunt mai multe filmulețe acolo și vom lua un filmuleț în care să fie cu copii acolo. Ăsta de la mijlocul, unde vezi fetiți, copii acolo, grupul acela. Da? Uitați aici, toate 10, ia uitați-le. Așa, așa, așa arată de acolo. Acolo sunt toate lecțiile și pot Uitați, vedea. m-am uitat la ăsta puțin, uitați la 3, m-am uitat cu bunicul meu. Așa. Și uitați la 11. Deci ăsta? Da, care crezi tu că l-ai te uitat un pic acolo să discutăm un pic? Auziți? Eu nu aud acum. Ieșisem tocmai de la lecție aici și era în etapa în care... Da, dăm la un alt filmuleț că n-am intrat încă în stup, eram în afară acolo unde discutam. Dăm un alt filmuleț unde deschidem un stup acolo, ne uităm la albinuțe. Așa, oricare vrei tu. În asta de, dar la asta m-am uitat deja și Să uite și prietenii noștri pe acolo. uite, aici am rămas. Acolo și rămas, da. Suntem acolo și cu ei. Ei sunt, tu îi auzi pe ei cum vorbesc, pun întrebări. Da, pun foarte multe întrebări. Da. E un spectacol așa frumos și ei sunt foarte curioși să afle ce s-a întâmplat, unde s-a dus mătcuța, care sunt problemele de acolo. Așa că prietenilor noștri, cei care vor vedea filmulețul ăsta, au ocazia acum să vadă și celălalt domeniu de care eu m-am ocupat, cu apicultura, și să le spunem că sunt foarte mulți apicultori în țară care merg pe varianta de stup pe care am construit-o și care face ca să obținem produse bio. Și ei au contact cu primele noțiuni despre creșterea albinelor aici. De așa că și ei, atunci când au timp, au posibilitatea să intre așa cum ai intrat tu, cu prof online, tastează pe Google, se duc acolo și dau peste filmulețele acestea cu apicultura. Sigur că trecerea asta, Alesia, de la matematică la apicultură, face ca să ne odihnim un pic, că
ca și aseară, ne-am dus iarăși pe furați de probleme și de lucrurile acestea interesante care le-am discutat și pauză n-am mai făcut, ca și altă dată, nu? Ne-au furat problema și atunci, iată că ne-am trezit la sfârșit, numai că am încheiat, să zicem, activitatea cu acest filmuleț, adică cu partea de final despre apicultură. Lucru foarte, foarte frumos și interesant. Spuneai că te-ai uitat cu bunicul tău, nu? Bunicul a avut albine, am înțeles eu, așa este? Da, da. Așa, și sigur că ți-a spus că nu, modelul de stup acesta nu l-a știut, nu era, n-a fost niciodată, fiind invenții, nu, până la mine, în 2010 când l-am inventat, și eu tot așa am mers pe alte modele de stupi tradiționale, așa care și bunicul tău nu le-a avut, în varianta aceea de stup. Acolo scutur o ramă din magazie, o ramă care dă un pic mai departe, să vedem ce mai se întâmplă. Așa. Stați că se încașcă. Da, da. Acolo, după ce am dat magazia deoparte, ne uităm la albinuții. Probabil că am să intru și în cuib, am să scot și niște rame. Uite, vedeți, nu se întâmplă nimic dacă umblăm foarte ușor, adică să nu bruscăm. Albinuții stau, sunt acum în gardă maximă, toate sunt cu arma. Oricât de încet ați umbla și tot mi-e frică de... Tot îți este teamă, da. Da. Să știi că și eu, când eram copil, așa, mă înțepau. Părinții mei au avut așa albine. De acolo mi se trage mie, eu am moștenit asta. Și chiar dacă mă înțepau, mai plângeam eu un pic probabil atunci, dar după aceea m-am obișnuit. Trebuie să iubești foarte mult albinele. Foarte, foarte mult. Ca să le îngrijești. Acum suntem în etapa că ridicăm o ramă. Ei sunt foarte curioși. Foarte curioși. Albinuțele toate acum stau într-o alertă maximă și dacă cumva vine cineva să le atace sau să le ia hrana, ele imediat înțeapă. Imediat înțeapă. Deci... Opa, m-a apăsat pe altul. Nu e nimic. Acolo da, iarăși stau de vorbă un pic, dar... Important este, Alesia, că am încheiat lecția și cu acest filmuleț și în mod sigur când tu te hotărești și îți faci un cont al tău punând filmulețele astea, o să vezi tu cât de mult s-au bucurat foarte mulți. O să revin? Adică să închid? Da, 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 da. Ați văzut videoclipul de aseară? Da, păi asta am făcut. Să știi, acum să mărturisesc că eu nu am... După ce am închis, eu l-am văzut imediat. Ai înțeles? Atât de mult mi-a plăcut. Pentru că a fost surpriza maximă că ai venit cu tabla. Da. Și noi ne-am... Eu de mult îmi doream să fie pe tablă scris ca să văd și eu. Că altfel eu scriam ceva, înțelegeam un fel, tu altfel ne trebuia să zici că e țelul, să-mi arăți, dar tu spuneai că tabla ai avut-o de foarte multă vreme. Nu mi-a venit în minte să spun asta.
N-am făcut-o și când s-a ivit timpul am putut apela și iată, este o lecție frumoasă și astăzi, seară și astăzi, tot la fel de interesantă. Acum, astăzi este pe perioada asta, pe partea asta de compunerea unei probleme. Este un spectacol mare ca să poți să înțelegi cum propun autorii probleme. Ei nu fac, nu sunt niște lucruri, nu se extraterestre, sunt oameni și ei, nu? Ca noi. Și noi acum am descoperit cum se poate compune o problemă. Și ce să spunem, că iată ora am ajuns la ora 9, deja 2 ore s-au dus și să spunem așa, prietenilor noștri, să le spunem cât de curând tu vei da drumul în mod sigur. Te simt că ești încântată să poți face asta, să-ți faci un cont al tău și să pui problemuțele acestea pe contul tău. Și pe cu varianta care știi mama, pe Facebook, pe ce știu să ajungă, în scurt timp poți să devii atât de cunoscută și s-au bucurat foarte mulți copii. Și gândul că le face o astfel de bucurie este nemaipomenit de frumos și ai și calități de acestea de pedagog, scrii foarte frumos. Mi-a plăcut acum când ai zis rezultă, deci noua situație grafică. Dacă ai scris-o pe cea înainte, rezultă asta după ce ai dat deoparte și iată situația care apare după. Deci acest lucru este minunat. Ce să spunem? Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că din nou am făcut o lecție frumoasă. Noi așa îi cerem ajutor la începutul lecției Apoi și mulțumim. Și pe aceea îi mulțumim pentru că ne-a ajutat să facem o lecție frumoasă. Zicem la revedere! la revedere!